Dezvăluirile dureroase ale lui Sebastian Chitoșcă. Din ce a ajuns să trăiască după divorț, am pierdut tot. Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 a vorbit despre ce se petrece cu el după câteva luni petrecute departe de atenția publicului. Cu o nouă meserie, cea de hair stylist, fostul faimos este, momentan, într-o perioadă în care se caută pe sine. Dar, ne spune fostul fotbalist, și-a revenit după divorț, visează să revină pe terenul de joc și s-a lămurit cum stau lucrurile atunci când vine vorba de prieteni, prietenii vechi și probleme. Sebastian Chitoșcă de la Survivor are o nouă meserie, dar nu are job. Sebastian Chitoșcă anunța acum câteva luni că și-a găsit o nouă pasiune, cea de frizer. Așa că s-a înscris la cursuri de specialitate, dar, momentan, nu profesează în domeniu. O va face, precizează fostul concurent de la Survivor România 2021, dar în viitor. Am terminat acel curs de hair stylist și am luat examenul cu 9,20. Ne spuse Sebastian Chitoșcă. Până să se apuce de salonul pe care și-l dorește, Sebastian este într-o perioadă a căutărilor. Ușor, ușor, am reușit să mă pun pe picioare, după divorț, sunt ok. Sunt în București. Nu am niciun job, nu am nicio activitate din care să-mi produc bani. În ultima perioadă, ca să fiu sincer, am trăit din ce am strâns. Mai făceam și din TikTok, am câștigat o sumă destul de mare de bani de acolo în 2 luni. Dar m-am oprit, a dezvăluit tânărul fost faimos. Sebastian Chitoșcă a divorțat, dar tot își iubește fosta soție. Chiar dacă divorțul dintre el și Alexandra a fost, cel puțin în presa mondenă, catalogat ca fiind dificil, Sebastian Chitoșcă susține că de fapt despărțirea lor a fost un lucru benefic. Acum sunt eliberat 100%, sunt împăcat cu ideea și îmi dau seama că a fost, de fapt, ceva benefic, ne explica fostul faimos. În exclusivitate pentru Fanatic, el a explicat și scenele în care a fost surprins, alături de Alexandra și de poliție, în Germania, momentele respective fiind subiect de speculații pe seama relației care a fost între cei doi soți. Ba chiar s-a vorbit și despre presupuse violențe. Sebastian Chitoșcă nu are nicio iubită. Și nici nu îi arde de vreuna. Sebastian, cu sinceritate, a recunoscut că nu are iubită. Ba chiar că nici nu îi arde să-și facă vreuna. Trebuie, explică el, să-și dea seama de anumite lucruri despre sine. Nu sunt implicat în nicio relație. Nu îmi stă gândul la niciun fel de relație. Nici măcar, sincer, nici la modul de discuții pe rețelele de socializare, nu îmi stă capul. Iar asta pentru că m-am închis în mine pentru o perioadă și am alte priorități. Chiar dacă acum nu iubește vreo femeie, Sebastian Chitoșcă știe că nu va repeta greșelile pe care le-a făcut în relația cu fosta sa soție, Alexandra Tudor. Sebastian Chitoșcă a recunoscut că ar fi, oricând, dispus să revină în fotbal. Sebastian Chitoșcă a jucat o bună bucată de vreme la FCSB. Acum însă, pentru Dinamo, ar juca fără să stea pe gânduri, chiar dacă amărâții Câinii Roșii, rivalii tradiționale ai FCSB, sunt în Liga a doua. Sebastian a rămas singur cuc. Văzut ca unul dintre amicii apropiați ai lui Zani, cel care a și câștigat, spre bucuria lui Sebastian, Survivor România 2021, Chitoșcă ne-a recunoscut că, de ceva vreme, se ține departe de cei care ar fi putut să îi fie catalogați prieteni. Nu am mai vorbit cu nimeni, pentru mine discuțiile cu lumea din trecut nu mai sunt, spune Sebastian, dezvăluind că nu a mai ținut, în ultima vreme, legătura cu niciun fost.